În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cea cu pregătirile de la Strand pentru sezonul estival. Pe locul 2 în clasament s-a situat informația cu privire la medicii nutriționiști care vor să ofere cursuri. De asemenea, informația despre situația căminului pentru persoane vârstnice din Ideciul de Jos s-a situat pe locul 3. Materialul despre lucrările de la Strand pentru sezonul estival a fost cea mai accesată în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, cu aproape 1300 de vizualizări. De asemenea, materialul despre drogurile care fac tot mai multe victime a adunat peste 700 de accesări. Pe locul 3 ca număr de vizualizări se află informația despre medicii nutriționiști care vor să ofere cursuri, cu aproape 700 de vizualizări. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul www.jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri de știri din zonă.